Ascultă psalmul în lectura lui Bogdan Costea. Psalmul 4. Către mai marele cântăreților, de cântat pe instrumente cu coarde, un psalm al lui David. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fiii oamenilor, până când va fi bagiocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Ai ascultat psalmul în lectura lui Bogdan Costea, un proiect Vocea Creștinilor.